Salutare, prieteni, ce mai faceți? Dar nu este foarte cald, a fost foarte cald toată săptămâna. Un lucru care nu este deloc benefic pentru urecheați, nici pentru noi oamenii, dar mai ales pentru ei care sunt închiși în cuști. Eu am mai lăsat afară urecheați de săptămâna asta. Am avut și timp mai mult liber să mă ocup cu ei. Dar, în schimb, n-am lăsat afară pe toți, numai câteva. Restul a rămas în cușcă și o țin aici, în această încăpere. Am desfăcut în spate geamul ca să aibă puțin răcoare, ca să fie un pic de curent și să scoată aerul cald de afară. Altceva nu prea putem să facem la urecheați preventiv, doar să le ținem unde este mai răcoare, ca să nu se înfierbinte și să moară. Acum vreau să le administrez, să le dau puțină salcie, care este foarte bun pentru ei, pentru digestia lor. Are antibiotic și ajută la digestie ca să nu se baloneze, mai ales pentru că este foarte indicat dacă nu folosiți tratament contra coccidiozei. Dacă folosiți și așa, este bine să fie dat. Și așa. Să vedem dacă le place. Le dau puțin aici, așa. Aici am 7 pui. Ia uitați. 7 pui. În vârstă de 2 luni, proaspăt înțărcați. Văd că le place. Sunt din mamă uriaș german grifier și tată uriaș german grim. Joachim este tatăl puiilor. Văd că ăsta gri se lucește de la lumină mai tare ca ceilalți. Da. Sunt două femele și 5 masculi. 5 masculi. Să scot afară pe unul, că nu prea se vede de la soare. Nu prea se vede. Urechea gingaș. De mult am vrut să cresc și uriaș german negru. Și acum pot să opresc de acest cuib o femeluță negru, una la cealaltă este grifier și mai opresc un mascul negru. Așa. Pun frumos înapoi ca să se hrănească cu salcie. Pe el și pe ei săptămâna asta am scos afară și am pus într-un țarc să stea la umbră, la răcoare. Așa. Deci în partea asta să vedem dacă se vede că este mai întunecat. Vreau să vede, aici este o femeie uriaș german grifier și are 2 puișori. 2 puișori. Vreau să scoatem afară. Așa. Și celălalt este sus, se odihnește acolo. Hai cu mine. Așa.
Vedeți ce grăsuni sunt, că au fost numai doi. Asta este masculul, care are toate urechile. Iar dânsa este o femelă, o femeluță care a rămas cu o jumătate de ureche, pentru că mama ei, când s-a născut, din greșeală a ciupit din ea și așa a rămas. Dar nu contează, pentru că pe mine nu mă deranjează chestia asta și o voi păstra pe această femeluță. Aici sunt din ambele părinți grifier. Tatăl lor au fost wolf, pe care i-am vândut. Nu mai am pe wolf. Așa. Haideți înapoi. Sau pot să las și aici puțin, dar hai să duc înapoi pe amândoi. Că sunt mai blând și nu mă zgârie. Așa. Aici sunt doi masculi, Joachim, poftim, boss. Să mai las una. Joachim și Arnold. Ia băiatul. Arnold este mai șmecher, o ține o ureche sus, iar celălalt puțin a plecat. O chestie care nu mă deranjează deloc. Nu mă deranjează deloc că nu vreau să o duc în expoziție și altfel este un exemplar, zic eu, foarte, foarte frumos. Lăsând deoparte acest defect care o are. Îți place salcii, așa-i? Năzdrăvan, ce ești? Așa, este un mascul tânăr de un an. Joachim este un mascul bătrân de 3 ani. Așa, și aici, iar aici jos, sunt două femeluțe. Una de 2 luni jumate, iar cealaltă de 3 luni. Poftă bună! Așa. În partea asta este un masculaj de 2 luni și jumătate. Frate cu această femeluță. Mai am aici înăuntru o femelă uriaș german grifier, mama puiilor pe care v-am arătat prima dată. Da. Bine, prieteni, vă mulțumesc că mi-ați vizionat videoclipul, vă salut și vă doresc toate cele bune. La revedere!